Bine ați venit din nou pe canalul Călătorii No Stress. Astăzi povestim despre aventura cu parapanta din Munții Anzi. Hello friends! Now we fly here in Venezuela. Oh la la! Continuăm seria din Venezuela, continuăm să ne plimbăm prin Puerto de la Cruz, vă arăt locuri foarte faine de aici și vă rog foarte mult să stați până la sfârșit. De ce? Pentru că s-ar putea ca în partea a doua a clipului să fie chestii foarte, foarte interesante. Așa, mergem acum aici, în clădirea asta roșie, unde vă spuneam că Vlad are ping-pong. Acum este la antrenament, are 2 ore de antrenament luni și 2 ore de antrenament miercuri. Și între timp vă povestesc a doua fază din Mérida din Anzi. Ne-am dus noi să sărim cu parapanta. Am zis, băi, nu e suficient ce am făcut noi cu muntele, adică hai să sărim cu parapanta. Am auzit că este un loc foarte mișto, se numește Valea Neagră, unde se poate sări cu parapanta și unde este perspectiva absolut spectaculoasă asupra munților Anzi. Vă spuneam că toată Mérida, orașul, este foarte aproape de vârful Bolivar, cel mai înalt vârf din Venezuela, de peste 5.000 de metri. E o zonă spectaculoasă a munților Anzi și de acolo e foarte, foarte tare să te dai cu parapanta. Am plecat, am mers, am luat un taxi, ne-a dus până la locul cu pricina, de unde se pleca cu niște mașini Toyota, pe un drum despre care nu știam nimic și am aflat ulterior că probabil că a fost unul din cele mai periculoase drumuri pe care eu l-am parcurs cu o mașină off-road pe munte. Efectiv, ceea ce vedeți în reportaje cu mașinile care au jumătate de roată în prăpastie și jumătate de roată pe margine, pentru că drumul e atât de îngust încât permite doar trecerea unei mașini. Efectiv, așa am urcat noi până pe un platou, undeva pe la vreo 3100 de metri, de unde se sărea absolut spectaculos cu parapanta în această vale numită Valea Neagră. Am stat ceva timp pentru că nu era vântul, nu bătea corect vântul. Așa, vă e muzică, sper să nu-mi baneze YouTube-ul din cauza muzicii, dar o să vorbesc cât mai spre microfon și în felul ăsta sper să acopăr muzica, ca pe urmă să putem să urcăm aici în liceu Tauro, să mergem până la Vlad să vedem ce face. Și am ajuns acolo, ne-au trecut toate apele pe acel drum de munte cu mașinile Toyota. Efectiv, chiar ne-am speriat de câteva ori, deci părea chiar că mașina se va duce în prăpastie. Nici nu îndrăzneai să te uiți pe geam, atât de urățel era, dar aveam încredere că oamenii păreau să știe ce fac, să fie profesioniști. Am ajuns pe acel platou și tipul care coordona activitatea de parapantă, un tip care zicea, stai să vă dau aici o perspectivă așa frumoasă și vă povestesc în timpul ăsta. Uite cât de frumos arată aici la liceu, la Tauro. Se urcă treptele astea, uite cât de fain. Vreau să vă dau o imagine și cu soare a locului ăsta superb, unde ziceam că face Vlad ping-pong. Și grădinile pe care le-ați văzut pe nor, iată-le și pe soare. Deci pentru că am prins un pic de soare, am zis să vă dau și perspectiva asta din Orotava. Uite cât de fain e. E, și tipul ăsta a zis, băi, trebuie neapărat să testez vântul, să văd că e corect. Am ajuns, cred că pe la ora 2, 2 și jumătate după amiază, acolo pe platou, și a zis, hai să testez un pic vântul, să văd dacă ne putem da cu parapantele. Scoate omul un zmeu, o parapantă mai mică din rucsac, îl pune cumva în vânt și parapanta aia mai mică face așa prin aer și cade pe iarbă. Zice, bă, nu e bun vântul, mai stăm. Am mai stat 20 de minute, iar zice, hai să mai încercăm o dată. Iar scoate parapanta aia micuță, iar se prăbușește aia în iarbă, știi? Cu sforile care erau tensionate, se auzea vântul vâjind destul de tare și
Și tot așa, de vreo 4-5 ori. Deci de la 2:30-3, când am ajuns noi acolo, până pe la 5, aproape, 4 și ceva, cred că o oră și ceva, ăsta tot a încercat parapanta aia să vadă dacă reușește să găsească vântul corect. Am ajuns aici, sus, deasupra. Nu e așa că e frumos locul ăsta? Nu e așa că v-ar fi plăcut și vouă? Mie mi-ar fi plăcut să fac aici un sport când eram copil. Să vin aici, în complexul ăla, și să... aici să fie locul meu de antrenament. E o poveste, uitați-vă ce frumos arată. Cât de frumos arată. Și Vlad face ping-pong aici, în spate, într-o sală veche de probabil sute de ani. O sală pe care eu aș fi făcut-o în muzeu, dar ei au făcut o sală de ping-pong. Se țin și diverse festivități, dar mă rog. Băi, și după ce face parapanta aia de 4-5 ori, zzz-buf, zzz-buf, o înalță încă o dată, v-am spus, era ora 4, cred, să zicem 4, 4 și ceva, iar o scoate, aia face absolut identic, absolut identic, aceeași traiectorie. Zzz-buf. Cade în iarbă și tipul zice, hai că acum e bun vântul. Zic, poftim? Gata, e bun vântul. Zic, păi e la fel, adică la fel a fost și în cele 5 dăți când ai încercat mai devreme și ai zis că nu e bun vântul. Nu, nu-ți face griji, hai ca să ne dăm, că nu e nicio problemă. Eu aflând pe urmă că i-au forțat un pic, erau vreo 10-15 oameni care trebuia să se dea cu parapanta, îi aduseseră pe toți sus și trebuia să-i coboare. Așa că părerea mea este că a riscat băiatul foarte tare și a forțat saltul tuturor celor 10 persoane, 10-12 cât eram noi acolo, în niște condiții care nu erau chiar sigure. Apropo, uite ce grafiti aici. Hai că am ajuns la Vlad. Am ajuns în această curte interioară a liceului Tauro. Uite cât de frumos e. Foarte, foarte drăguț. Și aici joacă ei ping-pong. Uitați-vă și voi ce sală de ping-pong au. Pă bune acum. Ce ziceți voi de locul în care se ține ping-pongul? A? Uite-l și pe Vlad acolo. Opa, este... Ăla. Asta este antrenorul, unul din antrenori. Sunt doi antrenori aici. Uite ce fain, l-au pus acolo fileu și deasupra ca să dea fix, să nu mai dea mingi în alte. Tare. Și la Vlad la fel, vezi? Super tare, hai că îi lăsăm să se joace, că n-ai rost să le complicăm. Hola! Este antrenorul, Calisto, îl cheamă, super băiat. Ei, aici, ca să fac paranteza, aici Vlad, de fapt noi plătim pentru Vlad, enorma sumă lunară pentru, repet, 2 ore luni și 2 ore miercuri, deci 4 ore pe săptămână, antrenament în sala asta, cu profesorii ăștia și cu condițiile astea. Spuneți voi în comentarii cât credeți că se plătește aici pe lună și vă răspund în comentarii. Hai că vă las un pic în suspans. Până una alta. Da, am sărit, eu am sărit cu cel care conducea grupul și care avea peste 5.000 de salturi și părea foarte sigur pe el. Am sărit și a fost magnific, a fost absolut o experiență excepțională, pentru că noi am sărit pe la 5, cred, deja se făcuse 5 și începuse să apună, începuse apusul. Soarele începuse să cadă și am sărit exact când a fost acea golden hour, când a fost ora cu cea mai frumoasă lumină posibilă, lumina aia galbenă de apus. O să vă dau poze și niște filmări aici. Absolut excepțional.
fly here in Venezuela. Don't move the camera, please. The camera in the middle, please. You can talk with your friends in your country. Say hello. Hi, man. More hi, okay? The wind is in the camera. The talk. Hey, hello, Dan. Go. Salutare, domnilor. Suntem undeva în Anz. Like a man. Go, go. Like a man. Hey, hello, hey, Dan. Nu, acum transmitem din Anzi, undeva de la 1500 de metri altitudine, într-o primă săritură cu parapanta, dar probabil că nu va fi ultima. Și a fost magnific, doar că în spatele nostru mai erau în aer încă 9 parapante și toate trebuiau să aterizeze la punct fix. Hai să o luăm și pe aici, pe lângă, să vă arăt și pe aici. Toate trebuiau să aterizeze la punct fix. Toate trebuiau să aterizeze, uite cât de frumos aici, în acea Valea Neagră, Valea Neagră, și nu mai aveau timp, pentru că după ce aterizezi, strângi parapanta, te dai la o parte, vine următorul, nu poți să vii așa, pur și simplu, ca în șir indian. Now we fly here in Venezuela. Mi-a zis la un moment dat, când eram în aer, cred că stătusem în aer vreo 40 de minute, 30 de minute, foarte mult, foarte frumos. Și a zis, băi, de acum hai că trebuie să coborâm repede, o să cobor mai rapid ca să poată să vină și ceilalți. N-am apucat să zic da sau nu, că omul a început să coboare fuior, așa. Cei care se dau cu parapanta probabil că știți. Eu, fiind la primul meu zbor cu parapanta, m-am căcat pe mine, adică mi-a fost super frică, super frică. Și mi s-a făcut rău cumva, dar n-am apucat să mai zic absolut nimic, pentru că deja eram în coborâre și n-aveam ce să mai fac. Am ajuns jos, în fine, și am stat pe un bolovan, țin minte, am stat pe un bolovan aproape o oră până mi-am revenit, pentru că nu puteam să mă mișc, mi se făcea rău, eram verde la față, în fine. Au coborât toți în spatele meu, ultimii au coborât chiar aproape de se întunecase de tot. A fost... A fost o altă situație la limită din Venezuela, din Mérida. Apoi ne-am dus înapoi în oraș, am fost la o discotecă de studenți, am petrecut un pic, am băut bere, a fost foarte drăguț, pentru că a doua zi ne pregăteam de drumul de întoarcere, care drum de întoarcere trebuie neapărat, neapărat să urmăriți vlogul următor, cu cel mai nebun drum de întoarcere din viața mea. 58 de ore a durat să ajungem, pentru că am întâmpinat o grămadă de tâmpenii, de aventuri, s-au schimbat niște lucruri pe acolo absolut inimaginabile, ce vedeți voi acum când târzieri de avioane, că s-a anulat nu știu ce zbor, e pistol cu apă, controle de droguri, dar asta urmăriți neapărat vlogul următor, dar până atunci dați și voi un like și un subscribe, nu uitați de chestia asta. Vă și anume salut. Hai la revedere. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the